Taurul este a doua zodie foarte norocoasă, pentru că la momentul acesta sensul vieții este pe destinul, este pe zodia lor și li se întâmplă, destinul îi ajută sau îi forțează pe unii, pentru că Taurul este o zodie cu atașamente și nu întotdeauna, să zicem, se urnește din loc, dar destinul îi mișcă puțin din inerție și din atașamente. Și așa cum spuneam, după data de 16 mai, Marele Benefic vine cu adevărate oportunități. Poate fi un an în care să se îndrăgostească, să se căsătorească, să facă copii. Sunt și acele lucruri minunate la care toată lumea visează, ca să spunem așa, oare mă-i căsători, oare o-i face un copil. Da, cei care își doresc deci lucrurile astea... E bine. Și pentru berbeci, să știi că este la fel de bine. Lucrurile astea vor veni și din partea Universului, dar Jupiter de obicei îți spune și să încerci să-ți cauți tu ceea ce trebuie și în mare parte este un an pentru antreprenori, pentru cei care doresc să-și pună în exploatare unele idei personale, pasiuni. Nu în ultimul rând, Taurul trebuie să aibă grijă de sănătatea lui și să o ia cam de la începutul anului pentru lucrul acesta. Pentru că au acolo o planetă bună care îi ajută, nu neapărat să o lase pe finalul anului.